Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Neconvențional, așa cum v-am obișnuit. Alături de mine în fiecare miercuri seară se află Andi Enache, cofondator ploiești.ro. Bine ai revenit, Andi. Bună seara, bine v-am regăsit. Alături de noi și Claudius Dociu, președinte UZPR Prahova. Bine ai revenit, Claudius. Bine v-am regăsit, îi salut și pe telespectatorii noștri. Îți mulțumim în primul rând pentru imaginile de săptămâna trecută. Iată că se pot viraliza și astfel de imagini, în ciuda discuțiilor pe care le purtam și în emisiunile anterioare. Așa cum am obișnuit pe telespectatori, începem cu, nu știu, subiectele mai puțin plăcute din ultima perioadă. Eu sunt șocat, în fiecare zi am primit de la poliție câte un mesaj care, nu știu, mă îngrozește, mă trimite cu gândul la faptul că sunt ore, da, când nu prea ai curaj să mergi prin acest oraș și vă ore dau câteva și zone, ore și zone, da. Deci am avut săptămâna trecută dublu scandal în Radu de la Fumați, da, vă spun și de ce e dublu. O tânără de 14 ani dispărută, un bărbat și-a bătut soția, a aruncat-o în stradă cu tot cu copii, la asta s-au împăcat. Nu mai vorbim de alte evenimente care au tot curs în ultima perioadă și toate vorbesc despre o încălcare a legii. Și o încălcare care se lasă de cele mai multe ori cu sancțiuni, nu știu, minore. Și mi se pare că încurajează în continuare să facă astfel de lucruri. Cum mi se pare toată povestea asta? Aici vorbim, desigur, despre evenimentele care sunt consemnate de buletinele de presă ale poliției. Pentru că sunt o mulțime de alte mici incidente, uneori poate chiar mai mari, care sunt trecute sub tăcere. Dacă nu află presa pentru a le mediatiza, nici nu știm că s-a întâmplat așa ceva. Doar protagoniștii lor și eventual martorii oculari, cei din zonă care sunt terorizați de ceea ce se întâmplă acolo, mai află despre ele. Pentru că și autoritățile au exersat în ultimele decenii mușamalizarea unor astfel de cazuri. Sigur că nici înainte de 89 nu dădea foarte bine să ai niște dosare cu autor necunoscut, celebrele aneuri, așa că mai bine să n-ai dosare deloc. Știm foarte bine că deseori cei care vor să reclame ceva sunt descurajați chiar de către autorități și pe principiul că vei avea mult de luptat pentru a-ți vedea dreptatea, pentru a-ți găsi dreptatea. Dar nu cred că trebuie să încurajăm lucrurile de genul acesta, ci dimpotrivă să semnalăm ceea ce se petrece, ceea ce e grav și mai ales să facem tot ce ține de noi și să le cerem autorităților să facă tot ceea ce le stă în puteri, în limitele legii, așa cum e legea, cu poate uneori nu tocmai pregătită pentru astfel de situații, dar să facă tot ceea ce ține de ele pentru a ne asigura un climat de siguranță nouă, copiilor noștri, bătrânilor, pentru că, să fim sinceri, mai ales copiii și bătrânii sunt victimele predilecte ale unor astfel de evenimente, de multe ori victime fără vină, victime colaterale, cum se spune. Și nu cred că ar conveni niciunui dintre reprezentanții autorității să se găsească într-o astfel de situație un apropiat de-a lui. Așa că poate ar fi bine să gândească înainte de orice altceva la asta, când poate sunt tentați reprezentanții aceștia ai legii și ordinii să uite undeva într-un dosar o plângere sau să nu se mobilizeze așa cum s-ar cuveni. Mie mi se pare foarte ciudat că administrația așa ca entitate e o entitate vie, dar cu probleme și nu cred că are empatie. Cu siguranță nu găsim empatie la autorități. De cele mai multe ori, nu vreau să generalizez, însă e o treabă de nu de necunoașterea legii, ci de neimplicare în ceea ce privește procesul de cunoaștere și de implementare a legii sau a legilor. Eu cred că e o cutumă pe care au perpetuat-o de-a lungul timpurilor și din păcate n-am văzut să fie cum să zic eu, darnici cu amenzile, cum se face în orice țară civilizată, ai greșit, plătești și tot așa. Însă ceea ce mă îngrijora cel mai mult este că sunt locuri și zone, cum spuneai și tu, zone vulnerabile, persoane vulnerabile care ar trebui în mod cert cumva apărate de ceea ce se întâmplă. Spuneai niște persoane dispărute, ceea ce, când vezi așa ceva te îngrijorează din start. Deja te gândești la mult mai mult decât o plecare de acasă a unui copil rebel, să zicem că domnișoara avea 14 ani, deci e ceva în neregulă. Dar și dacă a plecat, chiar e o problemă și la nivel macro. De ce tot pleacă acești copii de acasă? Asta e important. Mai ales că printre evenimentele petrecute și pe care le-ai menționat se află și o
mamă cu copii alungată din casă, exact, de către soțul sau partenerul violent. Sunt multe asemenea incidente și că spuneai tu, Andy, despre necunoașterea legii și apoi ai revenit și aș reveni asupra subiectului, ba de multe ori autoritățile cunosc atât de bine lege sau reprezentanții, că vorbim despre niște oameni până la urmă, exact, nu e o autoritate în general, dar sunt oameni, da, și care mulți sunt blazați, mulți sunt poate că au luptat cumva în sistem încercând să schimbe lucrurile. Știu că și în poliție și în justiție sunt oameni care își doresc să facă lucrurile să se întâmple normal și la un moment dat obosesc și ei pentru că ei constată că politicul se amestecă, că sunt o mulțime de obstacole cărora nu le fac față. Și atunci chiar și aceștia abandonează lupta, ceea ce nu e în regulă și am vrea să-i susținem. Așadar, vorbim despre oameni, în primul rând, și nu despre niște sisteme așa amorfe de la așa care par, să ne avem așteptat. Așa apar. E bine, dar de multe ori, oamenii ăștia care sunt acolo știu foarte bine legea și știu atât de bine încât găsesc acele explicații care să justifice inacțiunea lor, încât te și miri de cât de bun cunoscători ai legii sunt până la urmă. Adică sunt experți de-a dreptul în a găsi argumente pentru a nu face nimic, pentru a nu acționa. Îți vor explica, da, de ce e inutil să te mai lupți cu X sau cu Y, de ce e zadarnic să bați la poarta justiției, pentru că vor găsi argumente. Pentru că aia, pentru că aia, pentru că aia. Sunt sigur că vă sunt familiare situațiile de genul acesta. Întotdeauna se vor găsi justificări când nu vrei să faci. E mult mai simplu să găsești argumente pentru a nu face ceea ce ești plătit să faci, decât să te lupți unor cu senzația că lupți cu morile de vânt, dar să încerci să îi aperi pe cetățeni. Numai că această neimplicare, acest a nu face, deranjează cetățeanul în primul rând și el nu se simte apărat, în siguranță. Asta e marea problemă. Nesiguranța, frica de a ieși din casă. Mă uit în Ploiești. După ora 7 în general, când vine întunericul, e gol centru. Probabil că se retrag oameni la periferie. Habar nu am. Dar centru este gol. Pare un oraș nelocuit. Și sau vezi diversi cetățeni care sunt puși pe harță sau pe alte... Nu mai zic de ce se întâmplă prin autobuze, că acum o săptămână am avut la fel o filmare cu mai mulți tineri se băteau în autobuz. Mă gândesc dacă nimerea altcineva în momentul ăla în autobuz. Da, nu, e... Nu mai zic îngrozitor, că și deja asta e cel mai trist. Deja ne-am obișnuit cu situațiile de genul acesta, aproape că ni se par normale, ne-am dezvoltat fiecare niște mecanisme de protecție, dar nu e în regulă să suntem într-o societate care ar trebui să fie o societate civilizată, care să ne respectăm unii pe alții și cei care nu știu să-i respecte pe ceilalți să fie puși la punct. Fie că vorbim dacă e un incident mai mic, amendați, sancționați, fie dacă vorbim despre incidente majore, să ajungă după gratii acolo unde... Altfel nu înțeleg că ei să-și schimbe conduita. Nu știu, mi se pare trist că trebuie să vorbim despre lucrurile de genul ăsta în Ploiești, în 2020. Măcar dar noi vorbim să vorbim. Asta, măcar noi, da, să vorbim, e important că... să vorbim ca oamenii, pentru că oamenii poate au senzația la un moment dat că doar ei văd lucrurile astea. Nu, le vedem și noi și le văd cu siguranță și cei care reprezintă autoritatea. Că nu intervin e altă chestiune, dar nu vom obosi să reclamăm lucrurile astea și să le cerem acestora să intervină. Pentru că nu e normal să ai niște cartiere în care ți-e teamă să mergi, să te sfiești, să atragi atenția cuiva că a parcat acolo unde nu ar fi trebuit să parcheze, nici n-ar trebui să intre în responsabilitatea noastră, întrucât sunt autorități, foarte multe instituții care trebuie să se ocupe de asta. De exemplu, dacă vorbim despre mașini parcate neregulamentar și despre respectarea condițiilor de trafic în general. Avem SGU, avem poliție locală, avem poliția națională. Și cred că dacă ne uităm atent pe organigramă, mai sunt nu știu câte alte compartimente din cadrul primăriei și altor autorități care ar trebui să vegheze la respectarea acestor lucruri. Nu mai vorbesc despre încălcările grave ale legii, dar știți cum se întâmplă, că dacă permiți o încălcare a legii minoră, vei ajunge până la urmă să nu mai respecte nimeni nicio regulă. Clar. Pentru că așa stau lucrurile, asta e în firea omului. Dacă ți se permite ceva astăzi, mâine vei încerca mai mult și vei tot testa rezistența autorităților la astfel de acțiuni. E ceea ce se întâmplă și în Ploiești, din păcate. Mă aștept de la cei care reprezintă administrația locală să facă presiuni la nivel legal mai mare asupra celor care reprezintă autoritatea din punctul acesta de vedere, adică la nivelul poliției și poliției locale, astfel încât acestea să-și ia misiunea în serios, aceea de apărătoare ca instituții ale drepturilor cetățenilor.
Da, o să vă dau și un exemplu. Există și un grup pe Facebook, probabil l-ați văzut acela, ai parcat ca un bou, da, sunt și oameni plictisiți și ei drept, de postează și o bicicletă cu un cadru strâmb. Nu acum, despre asta. Să le spunem telespectatorilor că înțelegem perfect faptul că e o criză mare de locuri de parcare în Ploiești, ca în toată țara. Dar sigur se pot găsi soluții de a parca la o manieră care să nu-i deranjeze pe ceilalți. Da, în momentul în care îți parchezi mașina fără să spese că ai blocat nu știu câte alte mașini sau că ai blocat accesul la o proprietate sau că n-ai mai lăsat loc pentru o mamă cu un căruț, da? Când nu-ți mai pasă de asta, înseamnă că ești pur și simplu nesimțit. Și atunci ar trebui, dacă tu nu te simți, ar trebui să se atragă, să te învețe cineva ce înseamnă bunul simț și respectul față de ceilalți. Cum? Amendându-te, ridicându-ți mașina și așa mai departe. S-au ridicat de la începutul anului până acum, apropo de asta, înțeleg, 10 autoturisme. Deci doar 10 mașini au fost parcate. Fix, da? Fix. Da, doar 10 mașini au fost parcate neregulamentar. Sau doar 10 au fost observate de către autorități. Da, știu că e și o procedură destul de dificilă pentru că trebuie să o blocheze. Acum parcă reprezinți autoritatea. Parcă reprezinți... Să știți că de fapt e un pic dificil. Nu, noi înțelegem, noi știm fenomenul. Știu problema asta pentru că vorbeam de grupul ăsta unde am încercat să-i conving pe oameni. M-am băgat și eu în seamă pe acolo. Zic, băi, decât să stai să postezi, cât stai să urci să fotografiezi, să urci toate pozele pe ei, să-ți mai ieși în jurăturile de rigoare, sună la poliția locală, sună la SG-ul. Inițial, au fost oameni care, da, o să încercăm. Au venit și reproșuri. Ce, domnule, că noi am sunat și nu se întâmplă nimic. Am întâlnit și o astfel de situație și la fel, am sunat la poliția locală și mi-a spus, domnule, nu intră în atribuțiile noastre, noi acum... suntem în subordinea Poliției Naționale, nu putem să vă ajutăm. Asta a fost o situație. O altă situație, la fel, cu acei parbrizari care ne tot agresează pe la semafor. Am sunat, domnule, zic, uite aici ce se întâmplă. Haide să văd dacă... Dar să vă spun încă o dată, încerc să vă ajut, dar să știți că ce fac acum nu intră în atribuții. Stai așa, și pe cine să sun? Dacă sun la 112, că nu pot să trec cu căruțul, mi-am furat o mare amendă. Trebuie să stai și sunați la poliția, la secția de poliție din zonă. În momentul ăla, trebuie să stai să cauți pe Google secția de poliție. Dacă ai noroc... Arondată. Și arondată. Nu știi exact, unde e. Stai aici, secția vest, aici, că la fel, dacă sunt la secția sud și tu ești mai spre vest, iar nu ai noroc. S-ar putea să te certe. S-ar putea să te... Da, mi s-a întâmplat. Secții, ce faci? Da, deci despre asta este vorba, că nu ai cum... Știți că asta mi-aduce aminte de ce s-a întâmplat și înainte de... Deci o boală veche. Înainte de 1989, în cazul unui asemenea incident, s-a pus problema pe care parte a străzii s-a petrecut. Pentru că era un polițist care răspundea de o parte a arterei respective și un alt agent care răspundea de trotuarul celălalt. Cu circulatul, deci de fără soț, da, și cu soț. Deci cam ca, da, cu soț și... deci nu intră în atribuțiile mele pentru că e pe partea cealaltă. Adresați-vă agentului X. Cam așa se întâmplă. Când vrem să rezolvăm ceva, nici nu mai contează în atribuțiile cui intră. Da. Și putem prelua problema și merge pe firul ei. Până la urmă, polițiștii adevărați, și s-a văzut asta, acționează și în timpul liber. Da? Nu e nevoie să aibă uniforma pe ei. Dacă ei constată o încălcare a legii, se implică. Și cum ar fi? Un polițist să asiste la o crimă și să nu intervină, întrucât... E în timpul liber. Da, e în timpul liber. Mi-aduc aminte de... Nu că nu s-ar petrece desori încălcări ale legii cu polițiști în uniformă prin preajmă, da? Care brusc descoperă că e ceva interesant de văzut pe cer, sau pe partea cealaltă a străzii, da? Da, am fost impresionați atunci când ați văzut mobilizarea de forțe, nu știu câte mașini, nu știu câți oameni. Am avut și elicopter, dacă vă aduceți aminte, prin Mimiu. Da. Mamă, ce autorități avem. Eu am rămas acum de ce șocat, pentru că au mai fost astfel de scandaluri prin cartierele astea, se întâmplă frecvent. Dar gândiți-vă, în plină pandemie, când ATI-urile sunt aproape pline, mai tot timpul, 9 persoane ajung la spital cu plăgi destul de grave. Adică știu oameni de acolo care mi-au povestit, domnule, ce erau cu capetele sparte, cu... În fin. Ajung 9 persoane la spital, da? Aceste persoane nu știu dacă sunt asigurate sau nu. Tu, din start, trebuie să le asiguri îngrijiri medicale. De urgență. De urgență, da? 6 persoane sunt reținute după 24 de ore. Pentru 24 de ore. După 24 de ore, persoanele astea se împacă și tu ce faci? Dai 2 amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice în valoare de 800 de lei. Știm cu toții... Împreună, da? Da, da. Știm cu toții cât costă îngrijirile medicale la Spitalul Județean. Dacă te duci pentru un picior rupt, pentru o răceală... Și n-ai asigurare, ar însemna vreo 4.000 de lei. Adică, pentru tot circul ăsta, pentru tot scandalul ăsta, tu nu poți să acoperi costurile alea nici măcar printr-o amendă. Deci despre asta e vorba. Nu neapărat că nu l-ai arestat pe ăla. Plus că au mai fost și martori care au spus, sau când vezi plaga aia la spital,
Păi te întreb, cu ce a fost făcută plaga asta? Că străzile alea sunt asfaltate. Oare toți au avut pietre pe acolo? Nu cumva au mai fost și niște cuțite pe la mijloc? Nu cumva au fost și niște topoare? Dar despre asta nu mai vorbește nimeni. Eu am rămas șocat. Discutam cu purtătoarea de cuvânt și aveam un râs fraier așa. Nu știu, eram șocat. Zic, cum adică zic? Tulburarea ordinii și liniștii publice? Da. Păi zic ce au făcut ăștia? Zic, este egal cu ce aș face eu acum dacă ajung la bloc și țip pe scară, nu? Păi, sau dai muzica puțin mai tare. Sau dau muzica mai tare. Deci tot tulburarea liniștii. În ceea ce privește îngrijirile medicale, n-aș merge așa cum ai zis tu cu amenda, în sensul că ar trebui să deconteze cumva amenda îngrijirile. Nu, acelea sunt normale și e bine să fie făcute. Totuși un om, dacă e un om rănit, nici nu se pune problema. Adică mergem cumva într-o zonă în care... Dar nu te-am pus eu să te bați. Așa este, e înțelegere, să trebuie să fie victimă, pur și simplu, să nu fie doar, adică să nu fie și agresor în sine. Da, uite, hai să spun, tu ai perfectă dreptate. Dar gândește ce se întâmplă acum la UPU. Nu știu dacă, eu am, în ultimii ani am avut astfel de experiențe pe acolo. Te duci și cel de la... Și mulți dintre telespectatori au avut experiențe de genul. Și te duci acolo cu o durere de stomac. Și ambulanțierul spune, domnule, e un cod, nu știu de care, că iau niște coduri. Da. E un cod galben. Poți să mai aștepți. Două ore. Dar poate că omul ăla care a ajuns, cum a fost și la mine un caz, o durere de cap, da? Și de fapt s-a constatat că era un AVC. Care... Doamne ferește. Da, știm ce se poate întâmpla. Unul vine, unul tăiat. El vine cu cod roșu, da? Pentru că trebuie să intre primul. Unul care s-a bătut și s-a tăiat din propria inițiativă, intră și e tratat primul, nu are nici asigurare medicală și un om care și-a plătit și taxele la... Păi nu trebuie asigurare medicală la urgență, din ce ai, știu eu. Vezi? Da, nu-ți trebuie. Dar și... nici nu recuperezi după. Asta așa este. Pentru că tot ajungi și la reforme sănătate și la... Pe mine asta mă deranjează cel mai tare, că oamenii ăștia, uite, ce fac mâine? Eu am discutat și cu oamenii. Da, e o chestie de morală, n-are legătură cu legalitatea cumva. O chestie de morală și de conduită până la urmă. Pe de altă parte, da. Faptul că nu se iau măsuri nu face decât să încurajeze, să persiste în această... Aici e problema, aici ar fi problema. Știm cum se întâmplă conflictele astea. Ca modelul lor să fie preluat, ba, din potrivă, pentru cei din comunitatea lor devin niște eroi. Care au, vă spun care că n-au fost nici măcar sancționați de autorități, inclusiv pentru copiii care au asistat, aceștia sunt niște eroi. Invincibile la exact. Asta până când apare un alt personaj de asemenea invincibil care... Da. Și mă gândesc, atunci când faci o astfel de anchetă, intervii acolo. Am apreciat acum două săptămâni când în urma evenimentului neplăcut de la Sfânta Vinere, știți că a decedat un copil în timpul orelor, un consilier școlar, un psiholog, au fost acolo să vorbească cu ceilalți, cu profesoara, cu copiii, să-i consilieze. De ce nu se întâmplă asta în fiecare caz? Mă gândesc dacă femeia asta bătută și dată afară din casă, aseară, s-a dus cineva la ea să o întrebe cum vă simțiți astăzi, nu cumva v-ați împăcat tot de frică? Cu siguranță s-a dus, da, protecția copilului. Să le spunem care poate nu sunt la curent cu această informație, este discutăm despre... O femeie cu un copil sau... Un copil, cu un copil, da. Bătută, alungată din casa de soțul ei, care în cele din urmă s-a întors, s-a împăcat cu soțul. Acesta n-a pățit absolut nimic, pentru că nu s-a depus o plângere. Nu că ăsta e principiul la noi. Dacă nu depui plângere, autoritățile se sesizează mai greu. Sau dacă n-au... Da. Dar eu cred că sunt și alte metode de a demonstra că există un agresor. Să fim cinstiți. Cu siguranță. Că există niște certificate medico-legale care pot fi, există niște legiști care pot constata existența unor răni și așa mai departe. Și pe de altă parte, dacă și-ar dori foarte mult autoritățile, știu eu că dețin arta dialogului cu astfel de personaje, astfel încât să le convingă chiar și să facă declarații sau mărturisiri complete. Dar e mai simplu. Da, mai dar simplu. Sigur că e mult mai simplu să, da, poate doar să declar că nu ai instrumentele necesare. Poate doar un caz izolat și s-a întâmplat pur și simplu. Mai sunt și... Nu știu dacă sunt cazuri izolate. Cred că sunt cazuri despre care aflăm noi. Sau s-ar putea. Pentru că, în realitate, eu cred că sunt mult mai multe. Hai să vedem și sincronul de la poliție în urma scandalului din Radu de la Fumaz, după care revenim la discuție. 7 persoane reținute au fost prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești, ocazie cu care a intervenit retragerea plângerii prealabile pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, sens în care s-a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii au aplicat și 2 sancțiuni contravenționale conform legii numărul 61/1991, în valoare de 400 de lei. La acest moment se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Deci ați văzut, ce vorbim este total adevărat
Și, repet, eu încă rămân la ideea asta, că nu poți să împiedici desfășurarea, nu știu, unor conflicte pe viitor, pentru că știm cum se întâmplă. Așa s-a întâmplat și aici. Vineri s-au bătut bărbații. Au fost reținuți pentru 24 de ore. A doua zi au rămas acasă și s-au răzbunat doamnele și au intervenit din nou mascați. Păi era 1 martie sau că nu mi-aduc aminte. Nu știu, dar e... Urmează faza pe bătrâni, da, nu? Sau cum, da, 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 da. Asta e. Nu, urmează faza între copii. Pentru că a pornit totul de la... 1 iunie. Da, o să vină 1 iunie. Și da, asta... Da, facem haz de necaz. Facem da, haz de necaz, dar... Nu e deloc un subiect amuzant, din potrivă. Da, e exemplul pe care îl dau generații următoare și evident că se vor perpetua obiceiurile astea proaste, ca să nu le spun altfel. Din păcate. Și vom avea o problemă continuare, generații și generații la rând. În loc să încercăm să oferim niște soluții. Să educăm pe copiii aia, să-i scoatem pe unii dintre ei din mediul acela dacă e nevoie, dacă vorbim de un mediu violent și în care nu sunt în siguranță. Și să le oferim o perspectivă. Din păcate, încerc să văd și din perspectiva asta, da, sunt niște medii în care nu... Valorilor cum sunt alterate, modelele sunt cele care există, dacă nu le oferi alternativă, nici nu poți să-i condamn până la urmă că procedează așa. Și mă întorc la autorități care ele ar trebui să dea o măsură și la cele care ar trebui să ofere servicii educaționale și protecție celor vulnerabili din aceste medii, pentru că sunt unii care poate ar încerca să evadeze la figurat și să-și depășească condiția. Dar nu sunt lăsați, nici ei nu sunt lăsați să o facă. Nu li se oferă perspective. Dar noi vorbim de aceiași doi piloni, sănătate și educație. Aceeași de la început pe care i-am menționat ca bază. Respectarea legii. Respectarea legii, care vine din educație. Și aplicare. Da. Pentru că ai nevoie și de metode coercitive care să îi determine, inclusiv să-i aducă la școală, inclusiv să respecte adevărat condițiile de igienă, că și alea au de-a face cu sănătatea și așa mai departe. Da, din păcate... Pe termen scurt nu se vor rezolva lucrurile astea, dar aș vrea să văd măcar ceva determinare spre autorități. Și acum să nu ne facem că nu vedem și faptul că există reprezentanții ai acestor organisme care ar trebui să facă ordine, care de fapt au făcut compromisuri mari de-a lungul timpului cu personaje din mediile respective. Și de-aia uneori nu mai dăm doi bani, așa cum am recunoscut că presa a făcut greșeli în anumite situații și că sunt unii reprezentanții ai presei care nu ne fac deloc cinste, așa și la nivelul poliției și la nivelul justiției sunt oameni care nu-și fac meseria, ba din potrivă, chiar sunt compromiși. Da. Trebuie să o spunem, da? Nu ne facem că nu vedem lucrurile astea. Da, dragi telespectatori, le vedem la fel de bine cum le vedeți și noastră. Deși probabil că dumneavoastră știți mai multe cazuri de care v-ați lovit. Și așa ajungem inclusiv, ceea ce nu justifică sub nicio formă, la situații, la tragedii. Cum au fost cele petrecute recent în țară, da? Da. Oameni care își fac dreptate, între ghilimele, cu cuțitul în mână. Da, și pentru că acolo alte situații în care autoritățile au greșit de la un capăt la celălalt și au dovedit că sunt incapabile să asigure protecția cetățenilor. Și exemple tot mai multe. Asta e problema. Da, că nu vorbim despre Ploiești ca un caz izolat. Dar ne-am dorit ca în Ploiești să fie mai bine decât în alte părți din țară. Da, de asta, de ce ne dorim? Pentru că atunci când ne uităm la cifre, la acele statistici, tot mai bine, de la un an la altul. Infracționalitate, criminalitate și așa mai departe. Pe hârtie, știm întotdeauna că și la șomaj stăteam foarte bine la un moment dat. Erau din ce în ce mai puțin șomeri. De ce? Pentru că în evidențele oficiilor de șomaj, era cu ani în urmă, nu știu dacă mai e situația aceeași, oamenii încasau ajutor de șomaj doar un an sau 9 luni, nici nu mai știu. După care ieșeau din evidență, practic. Erau șomeri neindemnizați, nu mai apăreau, nu mai erau șomeri. Erau fără niciun fel de ajutor. Erau deja pe cont propriu cu totul. Da, așa și cu din ce în ce mai puține evenimente, infracțiuni și așa mai departe. Pentru că lumea nu mai reclamă. Da. Și așa mai departe. Exact, da? Ce spuneam mai devreme, cum mă cert eu cu acești oameni pe rețele de socializare. Păi nu, ar trebui să existe, uite, să facem un cont Poliția Facebook, că cred că acolo ar fi mai mulți oameni care ar scrie. E o idee. Poliția Facebook, văd că toată lumea își spune of-ul pe Facebook sau în general nu mai discută între ei și își pun și trimitem noi mai departe sesizările. Uitați, domnule, ce se întâmplă. Pur și simplu. Da, asta ca să nu se mai plângă autoritățile că nu le-a sesizat nimeni. Că nu le-a sesizat nimeni, da, că de fapt asta e problema. Ar trebui să existe niște mecanisme prin care și la nivelul altor administrații, că nu vorbim acum despre ceva ce nu s-ar putea face. Există administrații locale care au dezvoltat inclusiv aplicații în care poți semnala de la o groapă apărută în trotuar sau în cartera
pe carosabil, până la evenimente mai grave, care pot fi semnalate, care rămân înregistrate acolo în aplicația respectivă și cărora trebuie să le răspundă într-un fel sau într-altul la autoritățile. E un candidat la primăria municipiului Ploiești care n-a câștigat, dar care a venit exact cu ideea asta a unui sistem informatic în care, a unei aplicații în care cetățenii să semnaleze, să depună cererile pentru actele de care au nevoie, pentru că asta elimină cumva sau mai scurt circuitează din punctele în care se produce și corupție. Câtă vreme rămân informațiile astea acolo, nu mai interacționezi direct cu funcționarul. Corect. Și momentele în care ai putea da mită, ai putea lua mită, sunt mai rare și atunci pe cale de consecință și corupția se reduce, că nu dispare cu totul, că n-a dispărut nicăieri în lumea asta, din păcate. Dar doar dacă dai contul. Însă trebuie să existe voință și atâta vreme când sunt mulți oameni tineri la nivelul Consiliului Local, la nivelul administrației locale în general, poate se vor mișca și în direcția asta. Să avem o aplicație, de ce n-am avea și noi la Ploiești, în care oamenii să semnaleze problemele și în timp util să primească răspunsuri. Acum e foarte ușor. Vezi un incident, fotografiezi, transmiți, deci are și o dovadă și să nu se spună că fotografiile nu constituie dovezi, pentru că sunt circumstanțe în care poți folosi drept probă o fotografie, o înregistrare. E important de cine a fost capturată, dacă poate fi datată corect, dacă reprezintă cu acuratețe ceea ce s-a petrecut și dacă acolo e pentru cine trebuie. Pentru cine trebuie. Da, deci iată că soluții există, le-am găsit noi și nu suntem specialiști în domeniile astea, dar întâlnindu-ne zilnic cu ele am putut găsi și ideea ta, Andy, chiar e bună și chiar ar fi bine să o punem în aplicare. Poliția Facebook și cine știe, așa să reușim să, nu știu, să facem mai ușoară comunicarea cu autoritățile și organele care ar trebui să aibă. Deși au cont de Facebook, Ministerul Apărării are cont, Ministerul ăsta a afacerilor interne are cont de Facebook. E ca aia, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, trebuie să uite. Și dacă ești mult prea virulent, s-ar putea să te trezești că nu mai poți brusc să etichetezi, nu mai poți să-i menționezi. Nu știu de ce s-a închis contul ăsta sau pagina asta. Haideți să luăm o scurtă pauză, după care revenim la discuție. Am revenit la Neconvențional, doamnelor și domnilor, alături de mine Andy Enache și Claudius Dociu. Iată, am vorbit în prima parte despre evenimentele mai puțin plăcute din Ploiești, dar e timpul să vorbim și despre cele frumoase, despre evenimentele plăcute și, așa cum spuneam la început de emisiune, acele imagini virale, da, pe rețele de socializare, imagini din bunkerul din zona de sud a orașului. Am fost surprins că, uite, oamenii pot da share și la altceva. Adică sunt și oameni care nu vor doar sânge, pentru că în ultima perioadă i-am tot acuzat de treaba asta. Da, important e, cum am spus-o dintotdeauna, să le oferi alternativă. Și până la urmă să aleagă în cunoștință de cauză. Avem o discuție zilele trecute cu tineri, cu elevi de școală generală, în cadrul unor prelegeri pe care le susțin pentru Casa de Cultură Ilie Caragiale a municipiului Ploiești și le spuneam că, din punctul meu de vedere, dacă produsul este de calitate, sunt șanse foarte mari să-și găsească și publicul. Adică, sigur că e foarte ușor să faci audiență cu sânge sau cu subiecte superficiale, dar dacă te respecti, dacă ești consecvent și dacă oferi produse de calitate, vei avea de asemenea audiență. Și le dădeam drept exemplu ceea ce se întâmplă cu BBC, compania publică britanică, aceea care n-a prea făcut rabat de la calitate, respectă niște standarde. Nicăieri, niciun teritoriu. Și e, inclusiv din punct de vedere comercial, o instituție de succes. Adică programele de televiziune realizate de BBC sunt comercializate, sunt vândute, sunt și văzute, evident, de publicul din lumea să largă. De se poate. Că David de se poate, Attenborough, da, de la BBC, David Attenborough, e de 60 de ani la BBC. Adică face documentare pe care noi le vedem pe diverse canale, se subînchiriază. Deci ei le plătesc ca să-și pună sigla pe ele. Deci un da, mare naturalist. Poți face producții cu audiență mare fără a face absolut rabat la conținut. Dar BBC sigur că e mai greu și e mai scump. Asta sigur că e mai greu și e mai scump. Dar și beneficiile pe termen lung sunt mult mai mari. Adică sunt multe televiziuni despre care nu vom mai auzi peste câțiva ani. Eu v-aș alți recomanda realizatori despre care nu vom mai auzi iarăși peste câțiva ani, în vreme ce aceștia care își respectă statutul și își respectă publicul până la urmă, rămân să funcționeze pe termen fac old school lucrurile și aș recomanda, dacă cineva vrea să asculte muzică de calitate, să descarce aplicația BBC și să asculte toate programele lor, inclusiv cele din Australia, sunt din Noua Zeelandă și alte locuri astea, unde muzica e alta, o să rămâneți uimiți că este altă muzică, sunteți în altă lume. Altfel. Deci
cum spunea și Daniel, se poate. Se poate când vrei. Asta vis-a-vis și de ce s-a întâmplat săptămâna asta, în weekend, cu acele imagini virale, cu scandal, cu ce a preluat presa, ce a dat presa. E clar că nici nu prea mai există alternativă, pentru că toți dau vina, ba pe media, ba pe educație. Ne întoarcem la prima parte a pilonii. Da. Sunt informații ieftine, da, vândute, ușoare, da, ușor de vândute captat, foarte ușor de... scump. Din păcate, se cumpără. Da? Faptul că oamenii se uită la povestea asta, faptul că oamenii fac view-uri, că despre asta vorbim în momentul de față, totul s-a mutat în online după această pandemie. Și tu ai încercat să eviți numele tânărului vlogger care a fost protagonistul scandalului? Da. Știe toată lumea. Dacă spune că este vorba despre un tânăr vlogger care a fost surprins de autorității dând petrecere în plină pandemie și lăudându-se cu niște fotografii în care apar alături de interpreți de mare succes ai unui gen pe care n-aș vrea să-l menționez. Din Ploiești. Deci mari personalități ale orașului, ca să ne înțelegem. Contemporanii noștri, să spunem așa, pe care probabil că nu-i vom menționa, din păcate, niciodată în rubrica Ploieșteni cu care ne mândrim. Da. Da. Și nu din cauza că am avea neapărat ceva cu ei, ci pentru că nu reprezintă valorile în care credem. Așa noi. Da, ca să vă spun și... Dacă vor reprezenta vreo valoare. Da, adică da, să vă dau și un alt exemplu, pentru că am fost, nu știu dacă supărat, că supărările mele nu știu dacă mai contează. Am văzut că ai scris frumos, mi-a plăcut. Nu, asta e altceva. Îmi plac argumentele. Când cineva îmi scrie cu argument și mi explică, mă pune în locul lui și să-i citesc textul și să-mi dau seama că aș fi putut să gândesc așa. Și nu mi-a venit în gând. Și mă oftic că nu pot să am aceeași opinie, însă îmbrățișez lucrurile care au argument. De ce mai multe ori? Și vis-a-vis de unul dintre maneliștii aceia este din Ploiești. Când a venit, când am aflat eu despre el, am văzut pe canal de o știre că îl caută ANAF-ul, dar de fapt el stă într-un apartament pe Camelie și așa mai departe. Au un simț al valorii cei de la ANAF, se pare. Și au descoperit și aici, vis-a-vis de noi, tot timpul era o mașină parcată, nu mai știu cât costa, peste 100.000 de euro. Zic, a cui e mașina asta? Tot timpul o vedeam pe aici. Cu numere de o altă țară, nu probabil? Nu, numere românești, de... Da. Și ca să văd până la urmă personalizat numărul, am aflat cine e personajul, am văzut și știrea pe Canal D și am zis, ia să pun și eu știrea asta. Și am pus-o. Un manelist din Ploiești, bolit de peste 100.000 de euro, parcat... Deci mai faci și tu dintre astea. Am așa făcut, ca să... Da. Și știi când am pus asta? După un concert al Filarmonicii. Și de asta eram supărat. Am avut 100 și ceva de view-uri la Filarmonică. Și asta vis-a-vis de cei care spun, domnule, nu scrieți și lucruri frumoase, nu scrie. Ba da, scriem, dar luați fiecare categorie. Dacă tu te duci fix pe aia de lifestyle sau un scandal și așa, uite unde e, în ce capcană. Am avut peste 8.000 de vizualizări la momentul respectiv. Și culmea, și după un an sau doi, mai intram pe site în contor, mi-apărea știrea că se citește. Oare ce caută oamenii? Da, dacă inclusiv după un an găsesc știrea aia pe care o citesc. Și lipsa de educație, filtrul. Da. Apropo și de reproșul pe care ți-l făceau când... Da, e normal dacă te uiți la un program de desene animate să nu vezi decât desene animate, nu? Da. Dacă te uiți la un program care difuzează numai muzică dintr-un anumit gen, nu o să afli mai multe despre programul Filarmonicii Ploieștene sau despre spectacolele de la Teatrul Toma Caragiu. Și că l-am menționat pe Toma Caragiu, poate face întrecerea către... Iar viralizare, care... sper să devină virale și aceste imagini, cu toate că mai ales că este un bun exemplu, materialul pe care îl vom difuza, care este disponibil pe YouTube și a cărui poveste o să vă spunem în cele ce urmează. Din păcate, este... e la o aniversare tristă, însă ne amintim de oricum. Da, vreau să le spun telespectatorilor că e un material care are, cred că, peste 250.000 de vizualizări în acest moment, care n-a fost promovat practic în niciun fel, dar care ne demonstrează că nu e nevoie de sânge, nu e nevoie de incultură, nu e nevoie de prostie, nu e nevoie de nimic din toate astea, ca să faci audiență și că adevăratele valori își vor găsi drumul către public. Și acum o să vă spunem despre ce este vorba. Am pregătit un material în care Marin Moraru vorbește despre Toma Caragiu, adică ce vrei mai mult de atât, dar un material realizat cu câțiva ani în urmă pe care îl difuzăm, pentru că unul dintre ploieștenii cu care ne mândrim și ne-am fi mândrit, dar nu avem noi niciun merit, da, noi personal, dar ne mândrim că a trecut prin Ploiești și a lăsat urme în Ploiești, pentru că ne-a lăsat un teatru. Toma Caragiu, mâine marcăm ziua în care a trecut în legenda, spunem, chiar în nemurire, pentru că e unul dintre nemuritorii teatrului și mai mult cinematografiei, pentru că, din păcate,
Noi, cei care vorbim, nu l-am cunoscut decât din secvențele de film, decât din momentele filmate. N-am avut ocazia să asistăm la un spectacol de teatru. Mai sunt însă câțiva care i-au fost contemporani sau care au avut fericirea de a-l vedea pe scenă jucând, sau unii care chiar au jucat alături de el. Și pentru că vorbim de materialul pe care îl vom vedea împreună, este un material pe care l-am realizat, l-am surprins, am avut fericirea să asist la momentul în care Marin Moraru chiar a povestit despre Toma Caragiu, împreună cu colegul nostru care nu se vede acum, dar e alături de noi. Se vede la celelalte emisiuni. Ciprian Eparu e cel care a filmat, care a înregistrat aceste momente în care Marin Moraru, la provocarea actriței Raluca Zanfirescu, pe atunci director al teatrului Toma Caragiu, ni s-a confesat despre Toma Caragiu. În aceea zi, Ciprian Eparu l-a filmat și pe Horațiu Mălăele vorbind despre Toma Caragiu. Și el în material pe care poate îl vom vedea cândva. Cu siguranță. Dar acum vă invităm să-l auziți pe Marin Moraru, depănând câteva amintiri, așa preț de câteva minute, despre cel care a fost Toma Caragiu și pe care cu tremurul din 1977 l-a răpit dintre noi, dar pe care îl păstrăm în suflete chiar și cei care nu l-am cunoscut. Pentru că Toma chiar e unul de-al nostru care cu siguranță a iubit Ploieștiul și care a fost marcat, deși născut în Grecia, dar asta iarăși un fenomen despre care cred că am mai vorbit, că foarte mulți dintre cei care au iubit foarte tare Ploieștiul n-au fost ploieșteni prin naștere. Știi că e exact cum, cred că tu ți-a zis, că eu nu că am avut norocul să mă nasc român. Cam așa și el n-a avut norocul ăsta, dar cei care n-au avut norocul să se nască ploieșteni și să ia asta cap un dat, sunt cu atât mai îndrăgostiți și asumă Ploieștiul. Foarte mulți dintre cei care fac multe pentru istoria Ploieștiului nu sunt ploieșteni prin naștere, ci prin adopție. Ei fiind și adoptați de Ploiești, dar și adoptând în suflet Ploieștiul. Și cazul tău, Andy, nu ești născut la Ploiești, dar ți-ai asumat Ploieștiul și dragostea pentru Ploiești mai mult decât alții. Dar oricum poți candida la primăria Ploiești. Da, pot candida. Da. Sunt născut în Prahova, la Sinaia, deci e bine, în orașul regelui. Deci. Bun. Apropo de Sinaia, de acolo am fi avut niște exemple de date, inclusiv în ce privește parcările, dar poate că facem o emisiune doar despre cum neapărat s-ar putea rezolva parțial problema parcării, măcar parcărilor rezidențiale sau pe timp de noapte. Să vedem însă materialul, să ne întoarcem la lucruri frumoase și să vorbim despre Toma Caragiu sau să lăsăm pe Marin Moraru să ne-l spună pe Toma cum și-l amintea el. În primul rând, e greu de povestit Toma. Toma nu se poate povesti, Toma trebuie văzut și auzit. Pentru că modalitatea lui de expresie era foarte specifică. Îl țin minte, am scris și într-o carte despre el, despre faptul că își patina vocalele și din când în când apăsa pe o pedală numai de el știută, ca Beethoven dând din talgere să trezească din somn auditoriu, apăsa pe niște cuvinte care deveneau foarte importante, deși nu erau. Era modalitatea lui de a fi, de a exprima un personaj. Majoritatea personajelor erau grandilocvente. N-aveai cum să nu fii lângă el, pentru că nu te vedeai. Trebuia să faci ceva ca să, lângă masivitatea asta, să fii și tu. Era de o explozie, de o penetranță de imagine cum nu s-a aștepta nimeni. Eu, de exemplu, mă speriam câteodată cum se putea transforma în asemenea măsură. Monseur e servit. De câte ori nu ți-am spus, Vasilică taică? Monsieur. Monseur scriem, monseur zicem. Și umbli cu șoara vopsit. Iar ai tras din țigare. Dar de unde, Vasilică? Ce-ai nebunit? Eu și țigară. Unde? Dacă nu e, nu e. Ia mai de mai încolo.
Cine fi pus-o? Vasile, că azi dimineață... Azi dimineață... Să-ți rușine. Îl vezi? Te spun. Dar cum îți permiți, bă, pârlitule? Mama ta! Dar cu cine... Cu cine vorbești tu, mai nenorocitule, mai? Și ce cu... Căciula aia în casă, de ții căciula aia în casă. Dar și aia, asta e casă, aici stai balamuc. Din prijina curentului, monseul, că trage ca pișalău. Ieși, amară! Adună-ți toate boarfele! Te-am concediat, monseur Vasile! Vasilică? Ce vrei? Te-ai supărat? Pișini, prima ta? Dar și nu se poate supăra prima ta. Ma ta n-ai minte nici cât un pui de găină. Îți fie rușine, magarule. Știu că am stat în Delta o lună de zile, unde am mâncat ciorbă de pește, pește prăjit, pește fiert, pește la cuptor, prăjitură de pește, sarmale de pește și pește cu pește. Și ne sculam dimineața, pe la 5-6, ne urcam în barcă, plecam pe Bac, undeva niște stufărișuri din lacuri necunoscute mie, și după ce filmam, ne întorceam seara la 6-7. Era o zi îngrozitoare. Nu aveam tot ce ne trebuie, uneori nici apă. Se întâmpla. În schimb, toată lumea își ținea nervii acasă. Pentru că era neașteptat de greu să stai 12 ore pe baltă, tot timpul în priză, pentru că la film ai pauze mari între aranjatul aparatelor, lumină, și dacă nu ții firea, când ajungi să filmezi, ești cu nervii la pământ și nu mai ai starea. De aceea trebuie să te aperi. Și fiecare știe modalitatea lui de a-și apăra eul. Noi ne-am așezat în pat, în timp ce operatorii își făceau treaba cu aparatele, cu luminile, și asta a durat cam o oră jumate, două. Noi n-am vorbit între noi și chiar încercam să ațipim, că asta era rostul. Și când s-a dat motor, noi eram în starea necesară, eram aproape adormiți. Și așa a curs toată scena de la un cap la altul, dintr-o dată. Fără pauze. Dintr-o dată. Ești obosit? Nu.
Lasă, lasă, că ai vâslit toată ziua. Nu, dar îți face bine. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroza. Da. Să știi că sacul de dormit e cu puf. Mulțumesc, dar eu n-am. Lasă, lasă, lasă. Ești un băiat foarte bun, să știi. Povestește-mi ceva frumos. Pe care să vă spun, paia de la armată sau paia de la Cluj? Nu, nu, nu. Aia cu bicicleta galbenă. Era în septembrie 1956. Mă scol pe la 5:30. Nu știu ce aveam, că nu puteam dormi. Ies pe coridor și mă întâlnesc cu madame Izbășanu, care avea un băiat apicultor la Slobozia. Mai uitam, era în octombrie. Da, da, 18 octombrie. Vai, Corneluș, maică, să nu te urci în tramvaiul 4, că i-a schimbat traseul până săptămâna viitoare. Ai uitat că... Da, luasem și pachetul pe care ea trebuia să-l duc nepoțelului meu, care avea o reion. Da. Asta este. Tocmai atunci, pe coridor, trece un câine. Câine la etajul 6? Cum a... Cum vă spun, nici mie nu mi-a venit să cred. Ne uităm la el la noi, madame Izbășescu, zice: Cuțu, cuțu, hai să-ți dau răptic, că e slab ca vai de lume. Câinele ca om se uită la mine cu ochii închiși, parcă ar vrea să-mi vorbească. Unde am greșit? Unde am greșit? Da, nu pot să-mi închipui. Nici nu pot să cred că a plecat. Nu pot să-mi închipui. Da, nu, nu, nu. Mereu l-am viu în minte. N-am cum să cred că a plecat. Da. E greu să mai spui ceva și e emoționant, cu siguranță. E greu să ne imaginăm nemai fiind printre noi. Și pe Marin Moraru și pe Toma Caragiu, dar ei sunt undeva acolo sus, de unde, nu neapărat că ne veghează, dar de unde luminează un pic din ceea ce se întâmplă aici. Pentru că asta înseamnă lumină, da? De modele și valori. Da. Sperăm că devin virale. Să sperăm, da, că vor deveni virale și valorile adevărate și oamenii ăștia care emană lumină, lumină dintre aia bună, da, care îți dă ocazia să vezi mai mult decât strict în jurul tău. Din aceeași categorie face parte și profesorul Dorin Stănescu. Așa este. Și aici avem o carte, e vorba de Republica de la Ploiești. Nu știu dacă știți ce aveau în comun la sfârșitul secolului al XIX-lea Parisul, New York-ul și Ploieștiul. Nu știu dacă știți. Așa. Ei, acum ne-ai dat un indiciu. Ei, aveau Statuia Libertății, ceea ce spune foarte multe. Iar aici avem o dovadă foarte riguros documentată a faptului că mișcarea antimonarhistă de la 1870, de la 8 august 1870, Republica de la Ploiești, a fost o mișcare interesantă pentru mulți, pe care Caragiale cumva a ironizat-o și a și cumva a făcut-o să pară desuetă, însă
Realitatea n-a fost chiar așa. Lucrurile au fost mai serioase decât cum le-a prezentat Caragiale. E vorba chiar de începutul parlamentarismului, dacă stăm să ne gândim bine în România. Iar Dorin Stănescu ne spune foarte multe în cartea aceasta. Nu vă dezvolim mai mult, pentru că e interesant să o citiți de la cap la coadă. Ceea ce vreau să amintesc este că este prima carte reeditată pe banii celor de la proiecti.ro, pe banii noștri. Este o carte pe care o să o vedeți. Ea e reeditată, e scoasă în primă fază de Societatea Culturală Ploiești Mileniul 3, cei care au principalul merit. S-a terminat tirajul și am acceptat noi să sponsorizăm acest nou tiraj. Ne-a făcut o deosebită plăcere, pentru că știm despre Dorin Stănescu că este un om extraordinar de informat, un profesor de elită și un istoric care are multe de spus. Și așadar vă invit în cea mai mare librărie din Prahova să o vedeți acolo, o puteți și citi, o puteți și achiziționa cu drag. Și dacă le-au plăcut telespectatorilor noștri sau li s-au părut interesante imaginile din subteranele Ploieștiului, cu siguranță li se vor părea interesante paginile care dezvăluie elemente din subteranele politicii, din culisele politicii de altă dată, și probabil că vor avea o altă viziune asupra Republicii de la Ploiești, dar și asupra ceea ce se petrece astăzi, pentru că asta înseamnă istoria și studiul ei. Cunoscându-ne trecutul, putem anticipa cumva și viitorul și înțelegem mai bine de ce astăzi e așa cum e. Sunt unele nravuri care au persistat, sunt unele probleme care existau și atunci și de care ne lovim și astăzi, altele noi. Da. Iată că trebuie să încheiem așa într-o notă pozitivă. Mai avem un singur minut și trebuie să... Tot timpul am urat la mulți ani cuiva. Astăzi e chiar site-ul vostru, chiar proiectul vostru. Mâine împlinește 3 ani de când noi existăm online și de când ne-am pus mintea la contribuție să aducem ceea ce credem noi că lipsea, o anume etică în a scrie, o anume documentare în a scrie. Și mai ales o viziune mai optimistă asupra ceea ce se întâmplă. Cumva și emisiunea asta fiind vrând nevrând parte din proiect, e o provocare pe care ne-a lansat-o Daniel, dar știind foarte bine că are de-a face cu niște oameni care își doresc să prezinte mai ales lucrurile frumoase din oraș. Dacă ne încrâncenăm în prima parte a emisiunii, o facem tocmai pentru că ne dorim ca în viitor să nu mai avem despre ce vorbi, să putem dedica întreg spațiul acestei emisiuni lucrurilor frumoase. Deocamdată mai trebuie și îndreptate unele dintre ele. Vedem în cât timp se va întâmpla asta, când vom putea vorbi cele 50 de minute numai despre lucrurile frumoase. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă aștept și săptămâna viitoare. Să sperăm mulțumim noi, și noi cu vești mult mai bune decât săptămâna aceasta. Și să sperăm că ne așteaptă cu la fel de mult drag și telespectatorii noștri, fără de care rațiunea noastră de a fi n-ar mai exista. Deci vă mulțumim mult pentru atenția pe care ne-o acordați, pentru încrederea pe care sperăm că o aveți în noi. Ne vom strădui să nu vă dezamăgim nici în emisiunile viitoare. Cu siguranță nu vom dezamăgi, promit eu. Mulțumesc încă o dată atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Ploiești TV. La revedere!